Dacă ai fost bolnav de COVID-19, după externare s-ar putea să te confrunți cu dificultăți de respirație. Iată câteva recomandări pentru a le depăși. Alege o poziție în care poți respira mai ușor, de exemplu, culcat pe o parte, cu un suport înalt pentru cap, sau în picioare și înclinat în față. Încearcă și așezat, înclinat în față, sau în picioare cu suport pentru spate. Pentru a reduce senzația de sufocare, încearcă să-ți controlezi respirația. Inspiră lent prin nas, relaxează umerii și gâtul, lasă aerul să-ți umple plămânii, apoi expiră încet prin buzele țuguiate. În timpul mersului, respiră în ritmul pașilor. Inspiră timp de un pas și expiră timp de doi pași. Atunci când faci efort, de exemplu urci scările, respiră ritmic. Inspiră înainte de a face efortul și expiră odată cu el. Asigură-te că ai o circulație bună a aerului în încăpere și aerisește-o în mod regulat. Dacă senzația de sufocare nu se reduce, solicită sfatul medicului tău sau apelează 112.